Pași importanți pentru portul Drobeta-Turnu-Severin. După ce ani de zile zona s-a aflat într-o stare deplorabilă din punct de vedere peisagistic, acum, la scurt timp de când noul director coordonator al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, a preluat funcția, au fost demarate lucrări de reamenajare a zonei. În nici două luni de când Alexandru Cojocaru a preluat funcția de director coordonator al APDF Giurgiu, acesta a făcut tot ce a fost posibil pentru a rezolva cât mai multe dintre problemele existente în portul din Drobeta-Turnu-Severin. Pe lângă toaletarea vegetației, reparațiile pe care le-am făcut, mici dar necesare, am reușit să punem băncuțe și coșuri de gunoi pe faleză, acestea fiind foarte puține și situate doar în fața gării fluviale. De asemenea, am reușit să amenajăm și parculețul situat tot în apropiere era falezei, am pus gazon, băncuțe, coșuri de gunoi, 4 stâlpi de iluminat LED cu lămpi solare și 32 de ghivece cu flori curgătoare. Toate acestea au fost făcute pentru ca severinenii și mehedințenii să aibă parte de o faleză frumoasă, liniștită, în care să vină cu drag și să petreacă momente minunate, a transmis directorul coordonator al APDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru. Cei care cunosc situația portului din orașul nostru știu foarte bine faptul că în mai bine de 30 de ani nu s-a făcut aproape nimic și această zonă a fost ocolită de investiții. Sunt lucruri normale, dar care au fost neglijate de atâta amar de timp, dar pas cu pas vor fi rezolvate toate aceste probleme, iar severinenii și mehedințenii vor avea portul pe care îl merită. Sunt foarte mulțumit de implicarea colegilor mei și de faptul că am reușit să facem împreună lucruri frumoase, cu multă muncă și efort, cu bani puțin, prin forțe proprii, fără fel și fel de firme, dar având alături de noi mulți oameni cu suflet bun care ne-au ajutat. În încheiere vreau să mulțumesc încă o dată directorului general al APDF Giurgiu, Marius Olteanu, pentru tot sprijinul acordat, dar și autorităților locale și județene, în special domnului primar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, și domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru susținerea demersurilor noastre de modernizare a portului din orașul nostru, a transmis directorul coordonator al APDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru. Veștile bune pentru severineni și pentru turiștii care vin în număr foarte mare în această zonă nu se opresc aici, urmând ca în perioada următoare să fie demarate noi investiții care au menirea să îmbunătățească imaginea acestei zone.